Văd unele lucruri pe care fetele le fac, chiar de cele mai multe ori eu nu înțeleg de ce. Mă întreb dacă măcar ele înțeleg de ce fac asta. De ce vorbesc atât de mult la telefon? Adică stau una lângă alta și tot preferă să vorbească la telefon încât să se întâlnească și să vorbească față în față. De ce trebuie să se demacheze seara dacă ziua următoare oricum se vor machia iar? De ce sunt atât de superstițioase? Mereu cred în toate superstițiile care se aud, inclusiv în horoscopuri. O, Doamne, nu cred, o, Doamne! Ce s-a întâmplat tu? Deci am văzut o stea pe cer și tu știi ce înseamnă asta? O să fiu miliardară! De ce le e frică de ziua de 13 a fiecărei luni? Adică nu înțeleg ce are ziua 13 mai special și de ce are atâta ghinion în mintea lor. Repede, baricadează geamurile, baricadează geamurile, baricadează geamurile, baricadează geamurile! De ce? Tu știi ce zi e azi? Da, e sâmbătă. E 13! De ce au așa multe perechi de pantofi și chiar dacă au atâtea perechi, toți se plâng că nu au cu ce să se încalțe și n-au ce pereche să-și ia, că niciuna nu le place. N-am cu ce pereche de pantofi să-mi îmbrac pe seară, n-am nimic ce-mi trebuie. De ce stau atât de mult la shopping? Adică le ia câteva ore să găsească un lucru care le place cât de cât, iar până la urmă sfârșesc a nu-l cumpăra nici pe acel lucru, deoarece se gândesc că poate găsesc ceva mai frumos în altă parte, în alt magazin. De ce la ele 5 minute înseamnă o oră? Băi, eu ți-am zis că sunt acolo în 5 minute. De ce mă tot sunt din 10 în 10 minute să mă întreb când ajung? Acum, serios, ești culmea. De ce trebuie ca ele să aibă mereu dreptate? Adică orice ai zice, ele își susțin părerea lor, chiar dacă de cele mai multe ori este greșită. Cam atât nu înțeleg eu la fete, apasă like dacă nu înțelegi măcar un lucru din cele enumerate de mine și lasă în comentarii alte lucruri pe care tu nu le înțelegi la ele. Ne vedem curând!